Bună dimineața, m-am trezit, soarele este acolo și el a făcut cafea, de data asta mi-am făcut-o eu, dar asta mi-e și fața. Dar am dat cafea pe jos, am pus cana în espresso fără să ridic chestia aia de... cana pe ea de la expresor. M-ar putea să scot cana de acolo. Sunt foarte adormită în dimineața asta. Da. Este marți și o să încep vlog. Acum vreau să șterg cafea pe jos, dacă vă întrebați ce fac. Da, e marți și începem vlog. Adică azi îl încep, azi îl termin. Vineri îl vedeți. Părul meu arată așa pentru că l-am spălat ieri și așa arată imediat după spălare. Foarte aranjat, nu i-am făcut nimic de dimineață, stați, nici că nici m-am spălat pe față. Acum, sprâncenele le-am stilizat, am niște situații și nu știu care e faza, de ce sunt, pentru că nu ar trebui. Și da. Săptămâna trecută am fost la e-mail de joi și m-am întors sâmbătă după amiază. M-am întors cu fratele meu. Și cam asta am făcut. După care sâmbătă când am ajuns acasă am făcut curat peste tot. Pentru că obsesia mea cu curățenia continuă. De cum stai aici. Da, am făcut curat peste tot. Duminică am făcut mâncare, am făcut o mazăre cu carne de pui de curte de țară și o ciorbă de burtă din care mai am și acum, pentru că seara am făcut chinezesc, n-am mâncat mâncare din ce am gătit ieri, alaltăieri, da? Și astăzi mâncam mâncarea aia, mâine de muncă, așa că... astăzi o să se întâmple un vlog. Vlogul de săptămâna trecută a avut 24 de minute. Vlogul de săptămâna asta nu știu cât o să aibă, probabil mai puțin. Mi-am băut apa cu lămâie, acum îmi beau și cafeaua, bineînțeles. Și după aia mă apuc de ordine pe aici, am și de păcat la spălat. Și vreau să vă arăt și vreo 3 produse pe care le-am cumpărat de la Avon, care mi-au venit de la Avon cât am stat acolo la mami. Și da, nu știu ce să fie în vlogul ăsta. O să vedem. Am ajuns la episodul 47. Nu, 48. O să văd astăzi 48, cred. Nu mă aștept, sau 47. Nu vreau să vorbesc prostii. Din serialul la care mă bate la ușa mea, serialul turcesc. Și el are doar 52 de episoade, așa că nu mai am foarte multe, dar aș vrea ca astăzi să mai văd măcar un episod, dacă nu două, cum am văzut ieri. Și da, să închid ușa că a plecat Andrei. Și da, mă pun să-mi beau cafeaua și ne auzim mai târziu. Nu știu cu ce și cum. Ieri mi-am făcut și pedi și... pensat și vopsit și mască pe față și exfoliat și de toate. Da. Ne auzim mai târziu. Am venit aici la baie pentru că am un pic mai multă lumină și un pic mai liniște. Să vă arăt 3 produse. În primul rând, acest gel de curățare pentru față de la Avon. Sunt toate produsele de la Planet Spa. Cu cărbune corean. Este un gel de curățare, nu știu cum să zic, exact cum scrie aici, deep cleansing, adică foarte, nu știu, curăță foarte în profunzime. Are 150 de mililitri, vine așa cu pompiță și el este, nu cred că pot eu să îl desfac, da, el este un gri închis așa, petrol. L-am folosit o singură dată, n-a ști ce să vă spun despre el, dar o să-l mai folosesc și o să vă țin la curent. În schimb, această spumă tot de la Planet Spa, de Refreshing Ritual,
With Himalayan Moringa Cleansing Mousse, 150 ml, are și asta este o spumă de curățare cu moringa. Așa vine, când apăsați aici, este pur și simplu ea. Reușesc eu? Da, uite așa. Este o spumă, pur și simplu. Super. Vreau cu mână. Și spuma asta o aplicați pe ten și pur și simplu curăță foarte, foarte bine tenul. Din gama asta nu mi-amintesc să fi încercat alt produs, dar produsul ăsta îmi place și îl folosesc de joi. Și astăzi este marți. Deci îl folosesc de câteva zile, dar o să le alternez pe astea două. Și mi-am recumpărat pentru, cred că a treia oară, acest gel pentru ochi. Este un fel de cremă de ochi, dar e sub formă de gel. Are 15 ml, tot de la Planet Spa. Se pare că de data asta comanda de la Yvonne a fost despre Planet Spa. Vine așa cu dozator din ăsta, dar mie îmi place să iau produsul. Uite așa, e sub formă de gel. Nu știu dacă o să focalizeze. Da, e sub formă de gel și are niște irizații așa roz prin ele. Super. Eu încercând să vă arăt produse cu o singură mână. Da. Are un fel de irizație așa prin ele și îmi place mult. Este destul de light pentru zona de sub ochi, dar mie îmi place. Eu, neavând riduri în acea zonă, și da, este cu extract de alge și după cum am spus, comanda asta a fost despre Planet Spa. Și mai am de la Planet Spa, desigur că am încercat multe produse de gama asta. Mai am acum un scrub pentru ten cu minerale din Marea Moartă, 75 ml, și curăță foarte, foarte bine și acesta. Și uite așa arată produsele mele Planet Spa pe care le am momentan, dar am zis, am încercat foarte multe. Gama asta îmi place mult de tot. Nu știu, gama de la Avon Planet Spa. Să spuneți dacă ați încercat și voi produsele astea. Și nu știu, astea au fost undeva la 8 lei una, adică 8 lei un produs din ăsta, fiecare 8 lei. Și ăsta a fost 7 lei sau ceva de genul, dar erau la ceva reducere. Și asta sunt eu, în oglindă. Da. Mi-am dat cu un pic de rimel și cam atât. Am niște problemuțe pe ten, mașina mea spală. Am 3 mașini de spălat, afară este, nu știu, când soare, când în ora s-a anunțat că plouă, la noapte, că ninge, oricum la noi se schimbă vremea foarte, foarte rapid. Cumva duminica trecută a nins și duminica asta a nins foarte tare și s-a depus, adică era ceva stratos, cam așa de zăpadă, n-am mai filmat, dar dacă mă urmăriți pe Instagram știți deja lucrul acesta, pentru că am postat acolo, eram foarte entuziasmată, așa că v-aș ruga să mă urmăriți pe Instagram, numele meu este A.M. Ralu M, adică I.A.M. Ralu M, da. Legat. Acum mă uitam la serial până mi se termină mașina. Sunt la episodul 48, cred. 47. Nici nu mai știu, mereu le încurc, în fine. Până mi se termină mașina, pe care o să merg să duc noi. Magazinul de aici, de la noi, este închis pentru o săptămână pentru că a plecat în concediu sau ceva de genul. Patronii de ei sunt turci. Și, na, au plecat în concediu. Și am închis magazinul, ceea ce înseamnă că mai am vreo 3 magazine în cartier, oarecum apropiate de noi, dar nu-mi place să merg acolo pentru că nu-mi plac vânzătoarele. Da, e o altă discuție asta cu plăcutul oamenilor. Și da, astăzi nu o să gătesc, nu o să fac mare lucru, dar o să încerc totuși să fac un vlog așa cât de cât. Am băut cafeaua, am mâncat niște biscuiți din aia sărați și vreo 4 cubulețe de ciocolată rom. Din aia ciocolată, nu baton.
70%, că acum o să-mi pun produsele la loc. Și mă uit în continuare la film. Până o să mi se termine mașina, să pot să-mi bag alta, ca să merg să mă întind. Pe cealaltă mă încurc de haine pe aici, pentru că am haine. Eu îmi sortez hainele și mi le las pe jos în baie. Poate prea multe informații, dar da, așa fac. Da, îmi pun să mă uit la film în continuare și noi ne auzim mai târziu. Unghiile mele au crescut, de fel și cuticula. Am și un pic de lifting prin unele zone, dar o să merg sâmbătă să mi le refac. Și mă gândeam că niciodată de când mi le pun eu, nu știu cât am, vreo 6 luni, pe cam 6 luni jumate, cam așa, aproape 7, de când îmi pun unghii la fata asta, nu mi le-am făcut negre. Și o să mi le fac negre de data asta. Cred că tot pe forma asta. Cumva de data asta m-am descurcat fantastic cu forma asta. Deci pur și simplu se pliază foarte, foarte mult pe nevoile mele și mi se pare că, nu știu, bine, acum am mâinile uscate, dar îmi place cum arată. Nu o să le scurtez, doar o să le fac un negru și probabil o ștampilă, un tatuaj, ceva, nu știu, o să vedem. Dar mi-a plăcut foarte mult modelul ăsta și piersiciul ăsta e foarte drăguț, nu știu, mie mi-a plăcut, pur și simplu. Da, vă spuneam că aseară am făcut mâncare chinezească și cam asta mi-a ieșit. Am pus pui, ciupercuțe, ardei gras roșu, usturoi, noodle și ăștia sunt din fasole pentru că n-am găsit de orez, dar sunt același lucru, sos sweet chili, sos de soia, ce-am mai pus? Un pic de apă, un pic de boia, un pic de usturoi granulat, chiar dacă am pus și proaspăt, am pus și granulat, nu știu. Sare nu prea am pus multă pentru că n-a fost nevoie, pentru că condimentasem puiul înainte și sosul de soia, după cum știți, este sărat și a ieșit, nu știu, undeva la 4 porții, dar a mai rămas asta și pe asta o să mănânc eu acum la prânz. Deci ăsta este prânzul meu. Mâncare chinezească, homemade. Gustarea pe care o să o iau la laptop uitându-mă la film este această budincă, un fel de budincă de ciocolată de la Alpro, este pe bază de plante, soia, nu știu. E foarte bună, am avut două, cred că ați văzut în clipul cu cumpărături. Mi-a plăcut mult de tot, uite aici scrie desert din soia cu ciocolată, cu adaos de calciu și vitamine. E bun, nu știu, astea sunt și ingredientele, dacă vreți să puneți pauză să vă uitați. Conține, bineînțeles, și zahăr. O treabă din asta are 125 de grame. Stați așa că mă interesa un pic cam ce calorii. 100 de grame, 83 de calorii. Deci n-ar avea cam, să zicem, 120 de calorii. Cam așa ar avea o budincă din asta. Și na, mi se pare ok, chiar e bună și o să mănânc asta uitându-mă la film în continuare. Da, sunt curioasă dacă ați încercat asta și dacă vă uitați la film. Să spuneți în comentarii ce părere aveți despre film și despre budinca de la Alpro. Pentru că nu cred că o să fac curând un clip cu produse favorite. Totuși am zis să vă recomand crema aceasta de la Gerovital. Nu știu sigur dacă v-am mai recomandat-o, dar dacă am făcut-o, îmi cer scuze. Ideea e că m-a impresionat crema asta. E foarte bună. O folosesc deja de ceva timp. Nu știu, am folosit cam jumătate din ea. Și îmi place foarte mult. Hidratează foarte, foarte, foarte bine mâinile și vă recomand și vouă. Da, acolo am o lumânare
aprinsă, care mai are foarte puțin în ea și vreau să o termin. Este de la Pepco. Și bineînțeles că asta este fața mea, nimic impresionant. Încă mă uit la film, am pornit un nou episod, dar nu știu când o să-l termin. Andrei o să vină pe la 3:30. Am întins două mașini de haine, am mai băgat una de negre, doar că am băgat-o cu prespălare, era necesar. Afară s-a cam înorat. Ideea e că nu o să mai filmez prea mult pentru vlogul ăsta, a fost așa un vlog mai scurt, dar eu sper că totuși v-a plăcut. Habar n-am, vlogurile astea scurte nu prea pot să fac mare lucru. De asta aș vrea să vă întreb dacă vă doriți ca pentru săptămâna viitoare, în vlogul, să zic, de săptămâna viitoare, să schimbăm un pic treaba și să fac un fel de clip cu, nu un fel de, un clip cu ce mănânc eu într-o zi. Spre exemplu, de prima dată de când, nu știu, de prima dată când deschid ochii, ce fac eu, ce mănânc eu într-o zi, de dimineață până seara. Adică absolut tot să filmez, tot ceea ce mănânc, cu gustări, cu băuturi, cu habar n-am. Ce mănânc eu într-o zi, efectiv? Chiar sunt curioasă dacă vă doriți genul ăsta de clip. O să mai existe și vloguri, bineînțeles, doar că mă gândesc totuși să le fac pe mai multe zile, pentru că așa pe o zi nu prea funcționează. Spre exemplu, astăzi nici n-am ieșit din casă până la ora asta, nici nu știu cât este ceasul, este în jur de ora 3, nici nu cred că o să ies din casă. Și în felul ăsta nu am ce să filmez, nu că aș ieși din casă și că v-aș filma nu știu ce pe stradă. Nu pentru că eu nu fac lucrul ăsta, știți foarte bine. Dar, na, eu vreau să-mi spuneți dacă vă doriți ca săptămâna viitoare să fac un clip, nu știu, nu neapărat în fiecare săptămână. Poate facem un clip, o săptămână, un clip cu ce mănânc eu într-o zi și în cealaltă săptămână poate exista un vlog pe mai multe zile. Sau pe o zi. Cum hotărâți și voi, cum vă doriți și voi, eu sunt deschisă și aștept, bineînțeles, comentariile voastre în ceea ce privește acest aspect. O să merg să-mi fac o ciocolată caldă albă, pentru că, nu știu dacă v-am zis, dar sâmbătă sau duminică, nu mai știu, am fost la câteva cumpărături. Nu le-am mai filmat, bineînțeles, pentru că... Nu, sâmbătă am fost. Nu le-am mai filmat pentru că... N-avea rost, nu era mare lucru, dar mi-am luat o cutie de ciocolată caldă albă, din asta de la Festa. Da, am mai luat niște rodi, niște banane, nu mare lucru. Și acum vreau să pun să-mi fac o ciocolată din asta. Și... Cred că o să închei vlogul, mă pun să îl și editez ca să-l am pentru vineri. Mâine o să fiu de muncă și nu o să am timp, după care joi, vineri, na, curățenie, mâncare, alte treburi. Și aștept să-mi răspundeți la comentarii și să-mi spuneți dacă vă doriți clipul cu ce mănânc eu într-o zi. Chiar aștept, chiar sunt curioasă. Pe o vreme înnorată merge ciocolată caldă albă. Mi-am făcut încă nuța asta de la Pepco și am făcut-o jumate pentru că e foarte mare cana asta, cred că are ceva 350 de mililitri, așa că am făcut în ea doar jumătate și am făcut pur și simplu ciocolată caldă cu apă. Arată foarte bine. Și chiar o să-mi prindă foarte bine. Bineînțeles că nu pot altfel decât să-mi iau ciocolata aburindă și să merg la laptop să-mi vizionez în continuare
clipul, clipul, filmul. Eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă da, vă aștept în următorul. Aveți mare grijă de voi. V-am pupat și fiți frumoase. Pa!